Microinvest. Credite pentru oameni harnici. Vinul bun vine în doze mici. Aștept în femeie. Ce faci? Da, ce fac? Nu vieți? Împăduiești bradul. Da, băi, împăduiești bradul, că ea nu nouă. Am ușa să vin și moși pe ușa la baca zapata și nu vieți, ești de brad. Păi te-o loc să scalmi în lână, să tu stai și stic. Da, băi, a scarmă în lână și a tâmbetezi, stii colțuni din lână la iarnă să nu rășești la și să jele la tine, că nu-i nică. Este. Da, este, se vede că este. Eu la tine. Halloween, asta e lână, asta e Halloween. Ca și cum e paianjin. Aha. Înțelegi? Așa e, că dacă Halloween. A nostru e deprins numai cu anul nou și cu alte sărbători, nu mai sunt. Eu dacă vă așteptam, spune-și de jucăriele și pe bradul. Da, spune-am și boaștele tăi aici. Pui o steluță așa în frunte. Iura, nu te grăghi! Halloween-ul și-a pe urmă și anul nou, după anul nou așa e 8 martie, după 8 martie așa e Paștele și Blăjânii, Dumnezeu poate te ajuta să te duci acolo pe lumea și ailalt, că nici o fericire nică din tine. Tu așa de mine răbnescă-ți. Da, se vede, se vede, dar și șeța, mu. Am urs să arăt un truc. El nu-i merita nici un truc, e acest truc. El ai minim un zel de magician, arată trucuri. Care trucuri, băi? 3, 2, 1 și vine la... Da, 3, 2, 1. Da. Wow, Doamne Dumnezeu! Scad penile, iau, penile scade-mă. Încad penile, dar ți-mi scade tot. Da, bradul ăsta să vadă frumușel în spatele meu, ia de. Mă văd? Ia, uite așa. Să vadă că am un și... Bine, așa e bine? Dă-l mai încoace, mai spre mine, să vadă frumos. Așa? Așa e bine? Iau și frumos. Eu nu înțeleg, deși de Halloween oamenii pun bostăni și sperii oamenii. Luați-l mai pe Iura. Ia, ia mine cu așa, ia zâmbește așa, ca și bostanul așa din spate. Ia-l și pălăria asta. Da, e frumos pălărie, așa-i? Frumos, dar cam frumos. M-am străduit, măi, m-am străduit, mai vorba așa, mai avem și alte sărbători, nu numai... Oh! Serios. Hai să comi și ne salutăm. Bună seara, oameni buni. Și bine ați venit la noi în casă, da? Și propui cu asta? Propunem. Am ușor vin la... Propunem bahar de a priori, acuși, bani, cum? Acuși, până aceasta, urmează, stai așa. Hai, vă rog eu frumos, hai, vă rog eu, pune-te una a doua, că eu nu înțeleg Iuruța nici... Dar răbdare! Dar cât răbdare să am, Iura, cât că ai să mă îngroci de jii! Și de Halloween-a să mă dezgroci și să spari Moldova! Înțelegi? O să am nevoie de ajutorul tău. Și... O să am nevoie de ajutorul tău. Ia, vă rog, oameni buni, așezați-vă, că am vrut să-l ieșinați. Așa. Doamne! Pentru cei care merg mult. Pentru cei care merg mult, așa. Da. Și la trebuie să nu facă plascastopii. Și să nu facă? Plascastopii. Plascastopii. Da. Tu plascastopii la creier ai, da. Ia te-o și liniștește. E ca în fiecare zi luați două sticle. Așa. De a priori. Așa. Caci așa. Dar o să-mi nevoie de ajutor tău. Aha. Și... Uau, Doamne, poți să rupi capul. Hai, hai. Mă ții? Hai. Hai, ține-mă, ține-mă. Te rog, ajut, eu am... Mă lovesc, mă. Și faci niște exerciții de acest gen. Mă, el toată viața a vrut să lucrez la circ. Nu știu, toată viața a vrut să lucrez la circ. Și ori nu te doare. Ne ofer de masaj la picioare. Dar spate, este echilibru fără. Este periculos, trebuie un doi. Și apoi eu trebuie să stup sticla asta și să beau, da? Dar mai las-o și ce trebuie să bei. Dar ce să fac? Dar așteaptă-o dacă-i. Aleu, Doamne, ne spălăm cochita înainte de ieșit la televizor. Te-ai spălat, te-ai curat și te rog frumos să nu mă nervezi. Sunt performant din ziua de azi, transmit și emit și mirosuri. Da, tu de-am gata, te nădu jamă așa. Oameni buni, el a fost ziua lui și prea mult o vorba și o luată în vână și da-mă, are galiuni și așa e Iruța. Doara, tu te-ai bine cu tine, am sără. Dar și cu mine. Ai emoții și tu... Da, am emoții, vin doi băieți frumoși, tineri, aproape Virginia, aș spune chiar nu. Dacă fac așa exerciții, înseamnă că e ok, înseamnă, e ok, da? Înseamnă da? Că e ok, e ok, normal că, dar măcar arăt bine, ia uite, Iruț, da, tu arăt superb. Arăt bine și ori, da? Ești gata de... Doar te rog, dar cu două gâturi mai mult ca de obicei, că să am dispoziție, știți că noi femeile, dragile mele, atunci când vrem cineva să cucerim, știți și ba avem emoții, ba fluturile zboară în pâncișor, ba nu știu, luăm un piculeț, nu tare mult, 12 păhăruți.
Hai, am glumit! Eu sunt femeie glumeață de felul meu, nu? Ați pornești de Halloween, am avut. Așa, luăm 12 gâtișoare mitele de Apriori Wine pentru curaj. De ce? Pentru că... Iruța, dar tu nu vrei să te duci de acasă? Cât timp? Du-te, măi, stai să mă uit. Eu pot două ori. Băieții din acord, cred că stineri vreo trei. Și dacă-s doi, șase. Până mâine dimineață. Dar păi eu țin la vale cu mătră Valea, așa? Sau cu mătră Nica, așa? Și apoi cu mătră... Dar nu vrei la cu mătră Nica să te duci definitiv? Dar mă duc să nu te mai întorci. Toamna, știi cum? Hai, dă o lecuțică de curaj, dragii mei, două secunde. Vă le, of, Doamne! Tare gustos. Nu că e gustos, și rășișor, numai bun, fenomenal. Pentru buna dispoziție, da, fetelor, puteți să mă invidiați astăzi, după o pauză destul de mărișoară, și șez la curul meu și ascult toate bârfile. Asta mă duc, să-ți schimb poarta, că am zis că... Cum schimb poarta, ajung de acasă, du-te pe dealuri. Am să zic flăcăie, ieși cu hai, zic flăcăie, ies cu rășinile. Dacă mă duc la cumătă Badea, că e mă fiată. Văd cu Badea acolo, ai slidu, ai slidu, aveam de lucru. Of, nu poți faci nici în ziua de azi, nu șede numai lângă tine, parcă aș ștăge țelul la pulpa vașii. Dar du-te, Doamne, iartă-mă, șede! Of, m-am îmbrăcat așa mai sexy, ne-am mai pus niște vată aici și niște vată aici și o leacă aici, că vin băieții din acord și zic, măi, eu înțeleg că-s femeie bătrână, înțeleg că e cam greu, dar și să facem? Cu doi, facem! Vreau să vă zic că Igoraș și Eduard... Așa să, acum într-o perioadă foarte feierică, dacă pot să zic așa și să mă exprim așa. Uitați-vă și tineri frumoși, talentați și vin la mine, da, vin că mă stimează, că eu... E drept, vin cu o premieră muzică, uite cum așa lăcrânile, dar Doamne ferești, chiar m-au făcut acord să plâng. Vin cu o premieră muzicală în premieră aici la mine la Dora Show și cu un anunț de zile mari. Dau două concerte extraordinare la Palatul Național, nu geografic. Am spus? Dar n-am vrut! Uitați-vă, vă rog frumos, că mi-a spus de regie, nu spun că trebuie să spui. Uitați-vă, rog frumos, dacă mă iubiți, uitați ce am zis. Acord, vine cu ceva, vreau să vă spui ceva? Voi fășeți-vă că nu știți nimic. Dragii mei, vreau să vă mai dau încă un anunț extraordinar de bumbicischi, dacă pot să vă zic așa. După cum... Oh, Doamne, gata, e mult mai bine. După cum bine știți, Jurnal TV, practic în fiecare lună vă alintă cu câte un proiect nou. Vreau să vă zic că avem un nou proiect. Iar astăzi, alături de mine, pe această canapea frumoasă, sunt protagonistele primei ediții. Este o emisiune cu o denumire cu siguranță care o să vă inspire și o să vă țină în fața televizoarelor la Jurnal TV, albumul de familie, care este cumva creat cu suportul Pascaru Production, IREX în Moldova și Ambasada SUA în Moldova. Alături de invitați, prezentatorul Serghei Abalin va dezvălui secrete despre personalitățile din Republica Moldova. Cu siguranță o să meargă în toate căsșoarele. Dacă vorbim despre album, ne dăm seama că ceva, fotografii, imagini mai vechi, ceva să ne aduce mai minte de unii s-au pornit artistul sau politician. Sper că nu și politicieni, că a să vedem. Dar mai multă informație o să ne zică astăzi Aliona Triboi. Vreau până atunci, dacă tot e Halloween și tăți bostani, eu hălit Iura din grădină și pe cei mașcați și pe cei mărunței? L-am văzut și pe Bele. Bele, dar tu câți bostani ce ori de la mine din grădină? De la tine niciunul, de la tata. Ah. Ca de obicei, legumele de unde le iau? De la tata din grădină și sănătoasă, care eu cunosc șectele. Așa, ia lasă-mă să gășesc și gătesc. Haideți să gășim tăți. Matin, că ai să faci ceva din bostan azi. Sau din schilești, și așa și Iura? Eu așa mai am... Iurici, că te-ai descompus, puiule! Eu azi nu sunt singur în bucătărie, dacă vezi... Dar cum îl cheam? Hai să-l botizăm! Iura! Dar tu sunt grei spus. Iura? Da? Iura, da, gata, dar îți ies s-o evaporat, dar nu știu ce să-i faci. Ori el, ori Iura, chiar tău adevărat, tot așa. Bucătărie e niciun folos. Și faci, mi-a spune la oameni. Mai pe scurt, noi astăzi gătim două rețete foarte simple, dar sănătoase. Avem o supă crem de dovleac. Aici avem nevoie și de un cartof, și ceapă, usturoi,
morcov și la sfârșit vreau să vă alint cu un desert delicios, tot e foarte simplu. Avem bostan însiropat. El se fierbe mai la prima etapă, după se pune în rolul și se face o crustă, se caramelizează puțin. Și îl vom servi cu nucă fermițată deasupra și înghețată. Ceva delicios și foarte simplu, fiecare persoană poate să o gătească acasă. Așa că, dragi gospodini, cu siguranță în grădină aveți timp să vă duceți fuguța, să rupeți 2, 3, 4, 15 bostănei. Bostănei însă ăștia lungi. Bostani! Coșcojemți bostănei! Și faceți și ei și faceți și belec, el știe și face și eu tocmai de asta l-am adus să facă, pentru că lui îi place și ei și face și face că îi place. Dacă nu-i plășe, nu era să fac și ei și face și ei îi place. De-am și cilbitură. Eu țin minte, măi, Doamne, când erai mititic, dar nu știem și eram, de că eram dat mititic la țară, știem numai din două, trei sărbători, fix ca și Iuraneu, știem că toamna, cumva, nu știem de unde auzăm eu ca și cum trebuie neapărat să furăm bosta... Două secunde, vă rog să mă scuzați, că m-a să mă îmbăt și apoi n-am să știu de folos. Și... vă spunem că toamna, noi eram copii, luam, furam de prin grădină, de pe la băbuțe și moșnejei al de mine, bostani, îi punem așa, curățăm înăuntru, sâmburiei și ea o lumnărică și spăriem tătă mahala. Și după asta o trimis, cresc eu, fată mare, și să-mi dau seama că era Halloween-ul. Și noi astăzi, ia ca o lecție că am adus de horror, deși eu în fiecare sâmbătă l-am horror pe Iuraneu. Belunicica, hai, eu zic și Doamne ajute, vezi, ai grijă, că eu așa mai puțin tel, trebuie să recunosc că nu prea iubesc nici plăcinta cu bostan. Bostanul este așa, bostanul e fruct sau e legum? A? Dar tu cum crezi? Eu cred că este fruct. Se spune că... toate legumele care au sămânță înăuntru înseamnă că e fruct și nu este legumă. Corect. Corect? Corect. Apoi ca așa. Eu nu preiubesc acest fruct bostan imens, dar vreau să vă zic că eu tare, tare, mai ales acum, iubesc și îmi plac la nebunii cele mai deosebite bâlbi de la echipa noastră jurnal. Și mai este Fosa. Cam vrut să-l chem la mine în emisiune, să-i zic, măi, să-l felicit, că a făcut stânga și dreapta, a venit și-o arătat scenarii și s-o dus. Dragilor, până atunci, haideți să vedem bâlbile colegilor noștri de la Jurnal TV. Merge? Hai, pune-ți ca pantalonii, vă rog. Nu, totuși un pic mai aproape, Grigore, un pic. Можешь стул сдвинуть? Туда, туда. Bine, hai, hai, băieți, și acolo. Tot în sus trebuie să stai, tot în sus, și asta e culcată. Uneori e nevoie și culcați, mai stai. Uneori, da, dar la moment trebuie sus să stai. A inițiat un control în prin... Nu, dați-i, da, m-am pisit. Eu nu înțeleg, pe un televizor e un fel și pe un altul e altfel. Cum eu să înțeleg, cum eu arăt? Acolo am 100 de kg și mă văd până aici. Acolo sunt normală și mă văd până aici. Cum să înțeleg cum mă văd eu? Uite așa, băi, Vlad, uite cum arăt, nu? Uite, părul îi stă ok, nu? Stă ok, te normal. Hai. Vă rog frumos, nu exagerați, că e urât, Tani. Vă rog frumos să cânte trompetele în dimineața asta. Eu stau la stația de troleibuz, ascultă-mă, eu stau la stația de troleibuz, da? Așa un caz. Și sunt mașini, evident, și ele se opresc, că este semafor, ele stau, așteaptă verde. Și din acea mașină tu vezi doar buzele. Nu cred! Da! Nu cred așa ceva! E catastrofal! Bun găsit, sunt Felicia Jean... Hai, cu toată! Nu, parcă m-am mânecat la început, nu știu cum. Cum să fie așa ceva? Pentru ce îți faci așa gură, așa buze? De pentru ce? E supărat el. Nu știu ce. S-a năzărit lui ceva. Păi de ce? Să mi-i strice și mie cineva. Că a făcut bine. Nu, crede-mă, arăt din filmele horror. A făcut vezi, a? Am zis așa. O, uite. Plus 30 și Sasi. S-a dat Roma, am văzut. O, dar nu... Se buze sunt sexy. Asta e da. Un pic, dar nu vrei să spui niște acid așa că... Nu, 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 niciodată, niciodată. Nu, 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 sunt băiat, mă, sunt băiat, tot ok. Și cu ochii încrucișați. Nu, sunt bărbat normal. Așa. Asta camera nu работает, asta просто. Prompt. Clar că mă grăgesc la weekend. Eu, Raiana, duc leștele și ăla, te rog. Așa, și unul... Unii, unii. Gata. În nas.
Hai. Frumos. Hai că dacă ați mai respirat o dată, prochea să... Ca și săptămâna trecută. O mai dai alea mai jos? Da. Să vrei cafea. Da. Нет. Стать, 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 не ранжа спер. Nu știu ce să fac. Fără genunchi, vă rog, eu îmi văd genunchi acolo. Mulțumesc, mult succes pe întâi. Și să ne revedem cu noi forțe. Să nu plângi mult. Ei, n-ai splângi, ai splângi. Procurorii și mascații din cadrul serviciilor speciale au efectuat percheziții în apartamentul lui Arslan. Nu e asta, măi! Urmează detalii și alte pahar? Pahar, pahar, pahar. În curtea închisorii, în noaptea de 31, în noaptea spre 31 iulie. Așa e corect? Spre? Toți de la Kiev au anunțat că forțele sale au eliberat... Da, hai. Am găsit-o aici, că am uitat să-mi eu. Dar las că se vede așa de parcă bate lui Nin. Rochea asta mă gâtui, serios, eu nu știu, nu mai rezist. Nu e nimic și mă strânge tare de gât de căile respiratorii le închide. Regiunea de Nord a Republicii... Da? Gădat. Vă rog, mă încurc și pe rog, stă în față. La Atena, la Kiev, plus 22. La sfârșit chiar. 22 trebuie să zic. Felicitări, vreau să vă zic, dragii mei telespectatori, că în a noastră gașcă de bâlbi sper că o să mai apară și alți prezentatori care au pășit cu dreptul în echipa Jurnal TV împreună cu invitații lor. Dragilor, vreau să vă zic, de fapt, este vorba despre o emisiune care promovează valorile familiei, prezentată de Serghei Abalin, care a început la Jurnal TV pe 14 octombrie. 10 familii împărtășesc secretele lor cu telespectatorii, explorând trecutul, prezentul, dar și, bineînțeles, viitorul. De la modul în care totul a început până la cine sunt cei răsfățați și cine aduce veniturile în familie, descoperim de la protagoniștii acestei emisiuni. De exemplu, Pașa Parfenii, Iuliana Scutaru, Valentina și Constantin Moscovici, Dimitri și Victoria Voloșin, Anatol Durbală și Olesea Sfeclă și mulți, mulți alți invitați. Семья – это самый ценный подарок, который есть у человека в жизни. Именно этим вдохновились создатели шоу «Семейный альбом». 10 семей откроют для нас альбом воспоминаний и поделятся всеми своими семейными тайнами с онлайн-зрителями и телезрителями Журнал ТВ. Сегодня мы в гостях у семьи Москович, всем известной семьи. И даже юный Кристофер сегодня с нами за столом. Ну, здравствуйте, семья Польшин. Дима, Аня, Эля. Не подсказывайте, да, мы же готовились к эфиру сегодня, да. Эля, Дима, Егор и Неля. Вместе мы окунемся в прошлое, насладимся настоящим и помечтаем о будущем. Я только забеременела, вот вторая беременность, и он говорит, не, ну двойня это классно, двойня сразу, вот смотри, у нас сразу трое детей будет. Я говорю, слушай, давай ты этими своими шутками. И когда на УЗИ она сказала про двойню, я так смотрю на него, я говорю, что это? Увидела, что он все так следит за мной, все так. То есть наблюдал? Наблюдал. Но мне показалось, вот честно, я ему потом сказала, что мне, в тот момент мне, я подумала, слишком старый для меня. Да ладно. Он для меня был грозный начальник, и я просто спала и видела, когда же я наконец уйду и сменю работу. Первый раз я захотела уволиться через 3 недели. Каждый год, где-то примерно к осени, я писала заявление об увольнении. Угу. И каждый год... И вам повышали зарплату? Да, и мне повышали зарплату. У них разные характеры, возраст, род деятельности, увлечения, но всех их объединяет одно – любовь. Я работал с... Четырьмя студентами, да, среди которых была и Олеся.
Ну, я ее, безусловно, знал, я видел в экзаменах, но абсолютно никаких. Подошел бы кто-нибудь ко мне и сказал бы, вот твоя судьба, я плюнул прямо в лицо. Что интересно в наших отношениях, это то, что вначале мы на самом деле не терпели друг друга. Мой старший сын родился в одном месяце с Яной, и поэтому... И в один год. Да, это же с меня требуется, чтобы я, вообще говоря, забыл, какого года я рождения, и, в общем-то, сказал себе, что я тоже где-то рядом, потому что зачем ей жить со стариком? Как все началось, кто кого завоевал, кто в семье балует, а кто позволяет себя баловать, кто тратит и кто зарабатывает. Это лишь некоторые из секретов, которые мы узнаем у наших героев. Три раза сажали разные группы людей, потому что места было мало. У вас была свадьба группами? Не, не то, что группы. Можешь себе представить, но вот жёг. Пока одни танцуют, жёг, другие садятся за стол кушать. Да. Там было посадочных мест, по-моему, человек 70. Но мы вместе, нам, видимо, это нравится, судя по тому, что у нас пятеро детей. Кто в семье все-таки главный? Эля. Я знаю, что сейчас... Эля? Да. Эля? Ну, знаете, как бывает, не было бы счастья, да несчастье помогло. Я именно в этот момент поняла, что мой грозный начальник, оказывается, очень заботливый человек. Мы не обещали, что мы будем жить до гроба, так... Но... Громко. Да. Более того, мы подписали контракт, брачный контракт. Многие это осуждают, а мы наоборот, мы спокойно это решили, что чем мы... Ну, мы, вы понимаете, мы же не собираемся разводиться, даже мысли пока нет, ну, слава богу. Это очень было, как бы, да, современно. Мы думали так, что ну, жизнь есть жизнь, и до сих пор так думаем. Ну, пока все хорошо, а кто знает, что будет завтра. Актеры, музыканты, художники, пожарные, спортсмены и многие другие интересные личности откроют дверь своего дома, чтобы мы могли вместе посмотреть их семейный альбом. Я рад, что ваши пути по отдельности в один момент пересеклись, и вы пошли, держась вот так вот, как сейчас, вы держитесь за руку вместе, что у вас красивая семья, что в нашей стране есть такие красивые семьи, поэтому идите по этому пути долго, и чтобы этого пути никогда не было конца. Ну и путешествуйте. Это замечательно, что у вас есть такая традиция. Ну, а вас благодарю, что вы были с нами. Мы сегодня пролистали очередной семейный альбом на телеканале «Журнал ТВ». Подписывайтесь на нас в социальных сетях и помните, что семья – это самая большая ценность, которая у вас есть. Așa că, dragii mei telespectatori, mai multe din culisele acestei emisiuni o să aflăm astăzi de la Sergiu Avalin, prezentatorul acestei emisiuni. Alături de el stau trei, două doamne și o domniță, Aliona Triboi, Nona, mama Alionii și fica Alionii, adică nepoata lui Nona, lui mama lui. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! El e un nor! Da! Я устрекати миссионера Шелу и Серджи, устречи миссионера Шелу. Я устрекати, а вы ответ, что не устрекати миссионера? Не видит телес, да. Серджи, зрите, рог фрумос, май мута информации деспре această емиссионе, дар, ин приму рынд, врем са мулцумим партенерилор. Айрекс ди Молдова, амбасада СУА Молдова и, бинецелес, Паскару Продакшн, кари сунт алатур де емиссионя вастра. Doamna Dora, можно мне на русском языке? Да, пожалуйста, можно на русском, на английском, на французском, на что ты хочешь. Спасибо большое, что выполнили мою роль представления Айрекс Молдова и посольства США в Республике Молдова. Я не думал, что тут так громко. А потому что я женщина, которой говорят из своей, что есть там. Так громко, так громко. Столько. Ну, расскажем. Сегодня мы вместе с Аленой, с ее мамой, без Гены. Да. А где генуца? Где генуца? На гастролях. Да. Гена на гастролях. А, елари он турнир к театру национальный. Экзак, до сатамы, да. Генуца, но это юбием. Проект интересный, проект мы начали снимать давно. Но почему мы сегодня именно с Аленой и с ее мамой? Потому что это была единственная выездная съемка. Она была не... Она была не в Кишиневе, мы ездили в село Бужор. Спасибо вам. Йоан фос ла Бужор, фурмаша. Классно? Очень классно. Очень классно. Очень классно, крутая дорога, молодцы. Кстати, что дорогу до села Бужор из Кишинева сделали нормальную. Слава Богу. Слава Домнулу. Слава Тичерлу. Да. Мультумим. Дому, насколько я помню, больше 100 лет. То есть это такое наследие семьи Трибой. И что
Ну, конечно, все подробности увидят наши зрители журнал ТВ в самой программе, но что меня покорило, это душа, которая царит в этом доме. Потому что у меня сложилось ощущение, что все живые на этот момент люди живут там вместе с теми, кто уже ушел из этого мира. Реально я почувствовал, что там ходят души людей, которые души ли позитиве, конечно, не позитиве, да. Скажи, дурь, не негативе, ну крепко. Ну, слушай, у вас тут Хэллоуин уже в студии, поэтому можно как бы об этом говорить. Ну, проект о семьях, о семейных ценностях, что на самом деле очень важно сегодня. Проект, рассказывающий не только о каких-то хороших вещах, которые существуют в семьях, но мы постарались и выкроить, выцепить, вытащить из людей вещи, которые, возможно, они не рассказывали никому никогда раньше. Удалось это сделать. Да. Я-то ее ансер. Да кто там ворбит и духурь, как олой бинишь, и помог своим присяг, тот сунт кумва пентру а креа о ауру фрумасă și îmi dau seama de ce e asta, pentru că o știu pe doamna Nona foarte... Miele, mă, de unde ai luat Nona? Miele! Gură proastă, gură proastă, gură... La! Așa-i zici tătbușorul, așa-i zici familia, așa-i zic și eu, nu doar la! Bună seara! Nu știu să facem, dacă din când în când mai pune și mai zici, aici! Tăt vorbești în tine! La! Uitați-vă, filmați-vă, vă rog frumos, lumea îi spune la... La. Bună seara, la. Bună seara. Ce faci, bujorul? Mulțumesc bine. Despre bujor pot să vorbesc la nesfârșit și îți mulțumesc. Am zis eu și eu pauză, că eu plăiesc. Azi mi-o odihnesc gura. Asta e. Un proiect binevenit și le mulțumesc băieților că au fost atât de calzi și au simțit mirosul de altă dată. Ce pot să vă spun? O căsuță care acolo mi-s rădăcinile, acolo mi-s copiii care la nesfârșit își iubesc căsuța și pe mine asta nu mai mă bucură. Deși este foarte mult de lucru, pentru că o casă necesită muncă, necesită dragoste, pentru că dacă nu ai dragostea asta și nu o simți așa cum este ea, atunci, crede-mă, că nu ai acea atragere, acea dragoste, acea iubire, pentru că nu mai deschid poarta și eu îi simt suflul acestei case. Ea, când plecăm, noi se întristează. Și când deschidem poarta, e iarăși aceeași căsuță, cu vocile copiilor, cu multă gălăgie, dacă vreți, iată, cu multă floricele. Eu vreau să vă întreb, fetelor, din câte știu eu, trăiți în Chișinău. Casa este în Bujor. Cum faceți ca această casă să fie vie, în sensul frumos al cuvântului? Să aud acele emoții, trăiri, pentru că, na, e una când trăiești zi de zi într-o casă și e alta când pleci doar în weekend. Orice loc și orice casă, da. Noana în italian înseamnă bunică. Bunică, iată, zice. Și-am zis corect, bunica. Dar voi, blin, Dora și... Au nebunit chipurile. Orice casă, orice loc necesită investiții sufletească. Dacă vrei o casă să trăiască, trebuie neapărat să nu o părăsești pentru mult timp. Noi încercăm să fim cât mai des posibil și inopinat uneori, când ne permite timpul, ne ducem și vară și iarnă. Încercăm să prindem să ne ușa acolo, pentru că asta e farmecul iernilor. Ne dăm primul cu Sania. Exact. Dar cel mai important este faptul că doar ultimii ani am făcut excepție pentru că era pandemie și așa și n-am fost de Paști. În rest, fiecare sărbătoare de Paști noi suntem acolo, pregătim casa înainte de asta cu o săptămână, o vopsim, o zugrăvim așa cum necesită o casă de la țară, pentru că trebuie într-una să o renovezi și începem sezonul, cum zicem noi. Și vara noastră este mult mai lungă decât la altă lume. Uite, și toamna, de exemplu, este o toamnă blândă, de aceea Norica cu Luluța, toată septembrie le-au stat acolo și s-au bucurat de soarele cald. Este o casă care pur și simplu ne încalcă cu energie. Și tu, Sergiu, și toată lumea de artă știe cât de important este să-ți aduni forțele undeva și să ai un loc de suflet unde să te ajute să te reîncarci. Pentru noi, Bujorul este acel loc în care noi ne încărcăm bateriile, ne întâlnim cu rudele. Ia din amă ca să te întrebi ceva. Ți-ți place la Bujor? Da! Dar cel mai tare ce-ți place ție acolo? Dar întoarce-te, te vadă lumea, vine. E din aici, lumea, așa. E ca așa, când ai scris Mari, dar mai și e fată mare, dar mai și Mari vedeta, îi spui, eu am stat în brațele lui baba și e frumoasă. Da? Așa, îți place la Bujor? Da. Dar ce-ți place cel mai tare la Bujor?
Să mă joc cu Leluța. Așa, să joci cu Leluța. În afară de aceasta aveți fructe, legume acolo. Ce aveți voi în grădină? Cu siguranță Leluța a opus de tăci, e gospodin. Flori și... Eu m-am ajut pe mămica cu cartofi și cu... Și tata le-a scos împreună cartofii. Ați scos... Dar cine i-a pus în pământ cartofii? Că... Mămica și cu tăticu i-a pus. Mămica și cu tătică i-ai pus. Da. Așa, dar tu i-ai scos, da? Da. Bravo, bravo. Dar tăticu unde-i? Tăticu... E... Unde? La teatru. La teatru. La teatru, dar mămica ce face? Cu ce se ocupă mămica? Mămica, cu ce se ocupă? Cu teme. Cu teme. Alu Ruxandă, da. Faci temele în usurioara mai mari, da? Norica, dar tu știi o poezie. Dar știu o poezie, dar frumos. Așa, e ca, imaginează-ți acum că tu ești pe scena mare a Teatrului Național Mihai Eminescu. Hai, spune, cu tari. Poezia. Salut, prieteni. Salut, prieteni. Când politica ne încurcă, omul simplu se descurcă. În plus de dimineață mă pornisem eu la piață, că acolo găsești de toate: pâine, brânză, ciocolate. Oamenii pe mulți la tarabe, care cumpărau în grabă, iar smanul ombițat se bucură că a câștigat. Chipe negru, chipe negru, cumpărați o treabă, brânza nu uitați, hai la căise gustoase, cu bon, cu com, locom. Ia pe lată, ciocuțită, o bunică, mâncășită, dimiceată, cu sturie și buchitele coptite. O doamnă s-a pătea și-a luată la cetate. Florile sunt din copie, nu sunt din gospodărie. A scos ficile într-o clipită și-a scăpat o bebulică. Iar florile de copii miroseau, hai, eu sunt Mimi. Și-a spus că vrea să-mi dea un grat rotat, așa, puține dragoste curată, supărată pentru lumea toată. De la ea a cumpărat din cititat, așa, un kilogram de cingășie și coșmare de uptire, cu puține spectru să vândă cuvântul cat, că-i tare blândă. Smienie, multă credință, surpați la toți de cu pudință. Bunică, și-aș mai vrea ceva să cea de suferință, da. Cu flore, cu flore de găperi de făcut o bucurie. Salut, bâna, scumpa mea, Mimi, bunica mea. Bravo, Oscar! Nimic n-ați înțeles din această poezie. S-a văzut și reacția mamic. Mama mitică, cât grijă și atenții repeta împreună cu vidne, că ребенок вырос театральной семье. Bravo, bravo. Să știi că Lala a învățat această poezie. Знаете, обычно говорят, что типа природа отдыхает на детях, тут нифига подобного. Не, у нас тут такой катализатор бабушка, к Найкум. După катализатор бабушка есть катализатор мама. Foarte. Bunica a scris această poezie, bunica a învățat-o cu ea, eu doar încerc să-i corectez cuvintele, dar vezi că nu există la dânsa, caracterul își spune cuvântul. Într-o zi de dimineață, așa se începe poezia, dar ea spune altfel, alt cuvânt și dimineața e ca ea așa. Personalitate de mică, da, înțelegi, bravo. Da? Deci nu știu dacă ați înțeles ceva, dar este despre bunica. Foarte, da, frumos, extraordinar. Care vindea floricele și așa. Floricele, da, ca la noi la Calabujor. Stați aproape, revenim după publicitate. Zile, te rog frumos, da, cum ai făcut tu selecția? De câte știm, noi vor fi 10 episoade. Cine a făcut selecția? Cum ați selectat protagoniștii acestei emisiuni? Ну, занимались мы этим, естественно, с Таней Паскару, с продюсером этого проекта. Пытались подобрать имена и известные, и не очень известные, потому что в серии программ есть семьи, которые не настолько известны и на слуху в Молдове. Да, например, это семья Албу. Но эта семья является неким примером для тех людей, у которых действительно очень большая разница в возрасте. Когда жена молодая, а муж, ну, допустим, его сын примерно такого же возраста, как и она. Вот.
Плюс ко всему, мы пытались подобрать и известные уже семьи, о которых знают очень много, которые постоянно на слуху, которые участвуют в интервью, которые приходят, вот как сегодня Алена Трибой, да, яркая певица, актриса, яркая мама у нее, яркая семья, село Бужор, все. Но есть в этой семье и вещи, о которых не знают. А что, что не знаю? Давайте скажите прямой эфир здесь. Что не знаем мы про Алену Трибой? Актрису яркая. Бабушка тоже вообще. Ну, на самом деле, вот, кстати, может быть, далеко не все знают, что Алена с Геной, они были друзьями изначально. То есть они абсолютно не смотрели друг на друга, как влюбленная пара. Совершенно у них не было этого чувства. То есть они... учились, гуляли, работали вместе. Они были друзья, может быть, даже подружки. Да? Угу. И в какой-то момент, я так понимаю, что это тоже произошло случайно, как и любовь приходит к нам всегда очень случайно. Ее не нужно ждать, она просто пришла и вбилась в наше сердце. Да? Мама. Если я помню правильно историю, Ален, да, то в тот момент, когда вы гуляли с Геной, появился белый конь. Белый конь. Лаура 12 ноапта. А ше? Орашел Буштень, но ерам антурнил. Ворбям здесь при принц Текай Алт. А ше? Și nu știu cum eram așa mai mulți, o gașcă de mai mulți oameni și la un moment dat am rămas doar eu cu dâns și am început așa teme din astea. Și exact la 12 noaptea trece pe lângă noi un cal alb și mă uit la dânsul. Dar voi, scuze, voi ați fumat ceva? Apoi iată, iată, noi am băut, am fumat ceva. De unde cal ăsta în alb în orășel? Ca peste două, trei minute să ne dăm seama că în spatele calului alerga un om disperat că l-a scăpat din hățări. Totuși v-ați convins, da. Precis, n-ați consumat nimic. Și într-adevăr, de atunci ai spus, ia ca calul alb și ia ca prințul meu. Voton, voton. L-ai suit pe calul și dă-mi tot pachet. Da. Și după aceea a urmat primul sărut care a fost sub o cruce și mă gândeam, da, eu în fața bisericii m-am pe prima dată. De asta și să cred că tot și un semn. Și după aceea am ajuns la Mănăstirea Crasna, unde am dormit câteva nopți și l-am rugat... Precis ați dormit? Da, pentru că bărbații dormeau aparte, pe o laiță lungă, femeile aparte, așa era, exact în mănăstire. Și când am făcut bancuri și pe seama asta, desigur, Genuț era Ghenadie de Holercani, diaconul de Ghenadie. Oleg era deacon de Oleg, nu știu ce, Grutcot. Mai spus, fiecare avea... A, pe Petru Oistre căldurea o ureche, apropo, colegul vostru, și ziceam ucenicul Petru căldurea urechea. În fine, deci la toți am găsit pe porecle, am făcut bancuri ca orice gașcă de actori, care se respectă, și la un moment dat am rugat părintele să-mi sfințească crucița, crucilița de la gât. Și toată lumea a început să scoată lucrurile lor și le vei. Toți au primit lucrurile înapoi, numai crucilița mea s-a pierdut. Și eu m-am gândit așa, zic, măi, cred că e un semn, că nu degeaba lași la mănăstiri ceva, probabil că o să mi se întâmple un eveniment mare. Ți-o găli crucea? Da. Popa. Și-au apărut firile pe cal alb, înțelegi? Următoarele zile, asta o fac. Dragii mei telespectatori, mai mult. Dar și mai la bucătărie și ea, duhurile, și ce se întâmplă acolo? Eu înțeleg că e Halloween, dar nu-i scrat. Privizui tu duhă în săboi. Vă rog eu frumos, duhii, duhii, vă gădite iz mine. Duhii. Ce duhii. Ce alte secrete din alte familii ai descoperit, Sergiu? Doamna Dora, smătrițe, то есть тут эта программа, вот именно этот эпизод, он больше даже не про сплетни, бырфи, да, какие-то вот вытягивания секретов семейных, нет. Это на самом деле программа очень про Молдову, про нашу страну. Да. Потому что когда я приехал в этот дом... Это фамилии Валорь. Да, и именно про Молдову. Когда я приехал в этот дом, мы зашли, Алена сделала мне перед началом интервью, началом беседы, да, началом обеда, скажем так. Сделала мне экскурсию по дому, показала мне свою зестрю, показала мне комнату, где хранятся все ее ковры, там 90 штук, по-моему. Да, да, да. Сколько? Ну, спуни ты, рога, мурдущий для вас. Вот еще секрет, да? Все идеальное, везде идеальная чистота, накрахмаленные абсолютно эти все занавесочки, шкатулочки, все идеальное, все вкусно пахнет, уют полный в доме. И во время беседы я уже спросил, я говорю, вот вам не кажется, что когда въезжаешь из соседних стран в Молдову, чувствуешь какой-то, ну вот совершенно другой аромат нашей страны, да? Наша страна по-другому пахнет, да? Со мной согласились. Да, еще одна крутая традиция, которая сохранилась в селе Бужор, которой нет в Кишиневе, я не знаю, может быть, где-то есть еще в нашей стране эта традиция, это пасхальная традиция, когда
После того, как уже... Скузи, да поати să зic asta, da, doamna? Da, vă rog, da, dacă Lala, vorba de tradiții, Lala, de satul Bujor, cu siguranță cel mai bine Lola știe. Despre Paște. Despre Sfintele Paște e o poveste foarte interesantă, fiindcă copiii mei n-au trecut un an ca să nu meargă să petrecem acolo sărbătorile de Paște. Și uite că avem de pe timpuri, de când Dumnezeu se ierte pe toți ai noștri, erau vii, ne așteptau cu nerăbdare să plecăm acolo, pentru că după sfințirea cozonacilor, mergeam la cimitir. Tot satul merge la cimitir? Și tot satul, parcă e un orășel, cimitirul se transformă într-un orășel, cu lumini foarte multe. Noaptea. Lumea imediat asta, după... Okay. Lumea stă la mormânt, îi invită la masa de sărbătoare și fiecare noi de acum știam în familia noastră ce trebuia să aducem, pentru ca să rupem câte o bucățică, să luăm, să mâncăm și plecam pe urmă acasă. Dar acolo le lăsam câte ceva. Și lor. Da. Frumos. Da. Foarte se pune frumos. Pe mormintele străbunilor un ușor roșu, știi? Lumnărica. Deci lucruri simbolice legate de Paști. Și noi desigur că avem o măsuță acolo alături și după ce eram sfințiți și scăldați bine pentru că părintele ne cunoaște. Dar pe mine când mă vede preotul, da, da. Mai nu lua căldarea, da, dragi! Nu mai ieșit și poate că ne-a făcut. Și după aceea, sigur că ne încălzeam cu ceva și mergeam acasă. Nu, nu, răd, ce. Я говорю правду. Вот поки, которые меня увидят, măscăldaie după aghiazmul. Dragilor, mai multă informație și cu siguranță mai multe secrete din mai multe familii cunoscute din Republica Moldova. O să vedem în fiecare zi de... Sâmbătă. Duminică. La ce oră? 9:30. La 9:30, da, sâmbătă și duminică, la Jurnal TV, o emisiune cu siguranță care o să inspire orice familie de-a noastră care crede în tradiții, în valori, în dragoste și în tot ce înseamnă toleranță. Așa că vă mulțumesc tare, tare mult! Спасибо! Doamna Dora, мне нужно было, я все думал, вот соглашаться, не соглашаться на этот проект, да, быть ведущим, не быть ведущим. Если бы я знал, что меня пригласят к вам в гости, я бы сразу согласился. Ну хорошо, следующей неделе опять придешь. Все. Кумаря драга. Дак и тот Аленушка есть здесь, штим фарты бини таленту ей да кента. Ты рог фрумос, инкент чего? Это инкент, май леска есть ее пьеса, которая сплеяза перфект по тимпорле, по кареле траверсем, ку кампании электорали, шку разбуай, шаша май департи. Луми чей кутини. Фара реклама, маза Луми чей кутини, луми, а ста шаса румеш пьеса. Май леса му. Хайде, саскутам луми, чей кутини. Uf, mă scuzați, vă rog. Eu am vrut aici o lecție să fac curățenie. Haideți, doamnă, treceți. Eu? Da, dumneavoastră. Mai repede se face? Vedeți, dumneavoastră, adunare, eu. Treceți la tribună, vă rog, și vorbiți. Dacă zici, eu trec și... Probleme nu sunt așa. Spun ceva, da? Unică înainte era lumea mai cu minte și dragostea mai curată. Bine a fost altădată. Cuvintele aveau onoare și faptele o valoare. Azi toate-s la întâmplare, parcă ar fi revânzare. Lume, ce-i cu tine, lume? Amintește-ți, lume, cum erai cândva, cu minte și de treabă, lume. Spune ce anume te-a întors pe dos, arăți cu sus în jos, de atâta grabă. Albanul e zeu și rege, iar hoțul ne face lege. Prostia de la tribună, nu știu ce vrea să spună. Dar tu, lume, nu-i mai crede și timpul cu ei nu-l pierde. Învață și fii mai bună, că-i prea multă minciună. Lume, ce-i cu tine, lume? Amintește-ți, lume, cum erai cândva, cu minte și de treabă, lume. Spune ce anume te-a întors pe dos, arăți cu sus în jos, de atâta grabă. Oh,
că înainte era lumea mai cu minte și dragostea mai curată. Bine a fost altădată. Cuvintele aveau onoare și faptele o valoare. Ai stat-ți la întâmplare, parcă ar fi de vânzare. Lume, ce-i cu tine, lume? Amintește-ți, lume, cum erai cândva, cu minte și de treabă, lume. Spune ce anume te-a întors pe dos, ales cu sus în jos, de atâta grabă, lume. Ce-i cu tine, lume? Amintește-ți, lume, cum erai cândva, cu minte și de treabă, lume. Spune ce anume te-a întors pe dos, ales cu sus în jos, de atâta grabă. Ce-i cu tine, lume? Lume, ce-i cu tine, lume? Amintește-ți, lume, cum erai cândva, cu minte și de treabă, lume. Spune ce anume te-a întors pe dos, arăți cu sus în jos, de atâta grabă, lume. Ce-i cu tine, lume? Amintește-ți, lume, cum erai cândva, cu minte și de treabă, lume. Spune ce anume te-a întors pe dos, arăți cu sus în jos, de atâta grabă. Ce-i cu tine, lume? Amintește-ți, lume, cum erai cândva, cu minte și de treabă, lume. Spune ce anume te-a întors pe dos, arăți cu susul jos, de atâta grabă. Lume, ce-i cu tine, mă? Stați aproape, revenim după publicitate. Trești! Unde-i fost, Doamne, până amu? Unde-i fost? Te-am căutat la începutul emisiunii! Oh, Doamne! Ce el... Nu mi-a dat voi, armene, să... Iora nu a văzut nică, nu. Da, unde e? Aș fă cunoștință. Bună ziua, Bielui! Bună ziua! Dar cu siguranță... Bună ziua! Seara! Ia uitați, trești, ia uitați-vă și-o câștigat a nostru. Și spune-și nou, și despre ce este vorba, că eu nu prea înțeleg, după cum bine știm. Fosa nostru, Alexandru Fosa, face parte din echipa Asociației Presei Sportive din Republica Moldova. Și au venit cu victorii de pe fața pământului, vreo 15 și la număr. Și are și un trofeu, asta îl bagă mușă în făl și lasă-l aici pe masă să vadă lumea. Spune și nouă, cu ce ocazie această medalie, despre ce, despre ce? În primul rând, doamna Dora, hai să ne lăudăm, pentru că Jurnal TV are în componență fotbaliști tare buni, asta trebuie să știi. Adică tu, prezentatori. Adică tu, nu, de ce? La cât de bun prezentator uite, ești, uite, așa și fotbalist. Uite la mine, nu, eu cred că eu sunt mai bun prezentator decât fotbalist. Eu așa vreau să sper. Bravo! E că noi vedem acolo și drăbielul. Asta și... e, da, asta noi suntem în Armenia. Hai să începem de la de unde s-a început escapada asta. Avem o națională de jurnaliști la fotbal, creată de domnul președinte Eduard Ciobanu, Asociația Presei Sportive. Așa. Și am fost invitați de colegii noștri jurnaliști de la Erevan. Așa. Să jucăm fotbal cu mai multe țări care au venit la acest turneu organizat de Armenia. Ca de exemplu, ce țări? România, frații noștri din România, au fost armenii. Așa. Pe loc două echipe de jurnaliști din Armenia, Egipt, Germania, cine a mai fost, și am uitat. Și altele. 8 țări. Și altele, exact, așa. 8 țări am fost. Respectiv, Republica Moldova a luat un egal și 9 victorii și am devenit... Un egal și 9 victorii. Adică așa de bun, sunteți voi pe la victoria. Pe georgieni am bătut cu 10 la 1. Nu cred. Pe nemți am bătut cu vreo 9-0, nu știu cât. Adică îți dai seama... Și cel mai important... Ia, spune-mi, ce sunteți voi naționala noastră? Nu, că e departe. E departe, dar nu, și, începutul întotdeauna, știi? Exact, și iată trofeul ăsta... După ce s-a acordat, iată, locul 1, locul 2, locul 3, la un moment dat spune și cel mai bun jucător al turneului. Eu... Numai nu zic, nu cred, lăsați-mi dracului în pace, nu cred. Adică tu ești, exact, cel mai bun jucător. Câte goluri ai dat?
Nu cred că s-a luat în considerație asta. Am marcat 3 goluri am marcat. Din 200, da? Noi am marcat din 200 eu dat 3 goluri și el e cel mai bun fotbalist. Dar și ce interesant, tante Dora, armenii au acordat această distincție nu doar datorită golurilor. Acolo se acordă pentru omul, jurnalistul, în general nu se ia după performanțe din sport. Așa au făcut armenii. Și pe ei i-au impresionat faptul că eu am venit în Armenia. Am făcut 300 de kilometri de la Erevan până la Capan, unde a avut loc această competiție, cu Robert, cu băiatul meu de 7 anișori, care l-am luat cu mine în această expediție. Tu ai luat premiu nu pentru fotbal, dar pentru, te-ai dus pentru acolo. Pentru că am fost unicul jurnalist așa, care și-a luat copilul, care așa a jucat bine. Așa. Și pentru asta eu am spus că fosa merită locul întâi. Noroc de copil, dacă nu ai copil, nu mai câștigai tu locul întâi, da, lasă-i bun așa. Avem o echipă foarte bună, vreau să mulțumesc colegilor mei, pentru că noi în aceste expediții, tante Dora, vreau să te luăm odată cu noi, să vezi ce înseamnă să... Aleu, șăți! Nu! Nu, că mă ating cansier și eu trofeu! Las, minada! Eu vreau să le mulțumesc colegilor mei, jurnaliști de la alte posturi de televiziune, care noi de mai mulți ani... Ca de exemplu și postul de televiziune. Jurnal TV. Pot să zic toate televiziunile? Noi toate le-am... Exact, le-am blurat. Fosta bravă, eu îți fac așa. Ia-ți medalia. Și rupe-o. Ne învârtim și... Mai eu paharul. Asta o dăm cu tine pentru că ai meritat. Lasă. Și pe unii intrat... Pe unii ai intrat, ai grijă de echipa ta de fotbaliști, hai de copii. Hai cu mine. Coșuște. Hai cu mine. Hai cu mine. Hai cu mine. Hai cu mine. Asta a fost reclamnaia pauza, dragii mei telespectatori. Iar eu, frumușel, înainte de a invita cei mai deosebiți, cei mai talentați, cei mai frumoși, cei mei, numai cu un matin sunt, da? Până să invităm băieții de la cort, vreau să văd ce se întâmplă la bucătărie, la ce etapă suntem cu gătitul în această zi frumoasă de sâmbătă, unde sărbătorim Halloween-ul și Uriel meu. Asta a rămas din el. Prima dată așa mă prezent în bucătărie, Iura, cu ajutorul. Așa, mai dar scurt. Fii simpatic. La noi deja suntem la mijloc de proces, supa este în preparare, desertul tot. La noi, mai pe scurt, desertul este nevoie să fiarbă în mult zahăr. Dar stai, el se siropează. Ia uitați-mă, el a făcut în formă de inimioară. Doamne, și romantic. Sferească. Dar miroase a scorțișoară. Scorțișoară și deci, cuișoare. Cuișoare. Cuișoare și scorțișoare. A, cuișoare. Da. A plecat fix ca lui Iura. Cuișoare. Cu mult zahăr. Da. A dus cu mult sare. Așteptăm 20-30 minute în acela cam aproximativ atât. După care punem la rolă să facem crustă și le caramelizăm puțin. Ia să vedem cum aici avem aici supa. Wow! La sfârșit ferească Dumnezeu secret. Și miros este și acolo și aici. Nici nu știu ce să încep, dar nu mănânc acum pentru că... Așa că, dragii mei telespectatori, la noi la bucătărie, în fiecare sâmbătă, aici miroase frumos, este gustos. Vreau să vă mai și sănătos. Vreau să vă zic că în această toamnă, după cum bine știți, plouă cu proiecte și asta ne bucură foarte și foarte mult, pentru că tot ce aici facem noi, facem din suflet, facem din dragoste pentru voi, ca să stați acasă împreună cu noi să zâmbiți, împreună cu noi să plângeți dacă trebuie, împreună cu noi să aflați informații, să gătiți și să mâncați gustos. Vreau să vă zic că în această toamnă îl puteți savura de prezentator emisiunii, a treilea sezon a emisiunii Agricul, Gabi Marcu, care o să vină în casele voastre cu tot ce înseamnă agricultură. Pentru vorba și mai, suntem o țară agrară și nu avem emisiuni despre agricultură. Ce înseamnă agricultura în Republica Moldova? Ce înseamnă să investești în tehnică ca acest domeniu să dezvolte? Ca să avem de tăți, să nu umblăm noi cu mâinile întinse în stânga și în dreapta. Că și ele mai gustoase din punctul meu de vedere, fructe și legume, sunt acasă în Republica Moldova. Și da, trebuie să fiți cu ochii pe Jurnal TV, pe emisiunea Agricul, care este deja la al treilea sezon, cu cele mai deosebite sfaturi despre agricultură, unde trebuie să investești, cum trebuie să investești. Mici secrete. Și să vă zic, haideți să vedem, până o să vedem următorul sezon, vedem un reportaj cu mici secrete de pe platoul de filmare și în acest sezon pe ce o să batem accentul.
Această emisiune își propune să fie un ghid informativ pentru cei care își doresc să facă agricultura inteligentă, dar și o pistă de promovare a producătorilor care au cu ce se lăuda pe plan local și, bineînțeles, internațional. Dacă e să ne întoarcem în timp 24 de ani în urmă când am absolvit și cu gândul de a pleca peste hotare, să mă gândesc dacă făceam ceea ce am reușit acum, cred că da, pentru că ideea afacerii de familie era în suflet. Este incredibil la noi în Moldova să crești afină. Sunt a treilea an în conversie, cu totul alt lucru, altă întrebare. Lumea se uită acum deja altfel la lucrurile astea. Domnul Clar va da prostă, martale, distruguri pe care crește. Eu vreau să încurajez ca cât mai multe lume, tineri, să planteze astfel de culturi. În primul rând, ele cresc toate. Totul depinde, deci, atitudinea și procesul tehnologic. Întrucât noi vindem atât piața locală în certific organ certificare din Republica Moldova, cât și piața internațională și vine organ certificare din Germania și în certifică. Sunt adeptul agriculturii ecologice, deci mă bucur faptul că se începe să schimba mentalitatea, atitudinea oamenilor. Iaca așa, foarte și foarte frumos miroase aici la noi, la bucătărie și dragilor, trebuie să o dusă, Iura-i dusă, știi? Păi dacă Iura-i dus de acasă, asta înseamnă că e hora de sărbătoare. Și da, toată vara aceasta am avut soare din ambundență, pentru că băieții de la cort o cânta cine-i soarele tău. Și eu, bineînțeles, acum vin la noi cu hora de sărbătoare. Bună seara, Bună seara! Uela, bună seara și bine ați revenit! Iuruța nu e acasă! Am un păcătuim! Hai, haide, mânca și... Salutare! Vă rog eu frumos! Noroc, tare, salutare! Ia ca șeu vimic, ai să respecte! Totdeauna trebuie să meargă la brațul și la unul și la altul, luați loc! Printre bostani! Acord, printre bostani! Popa! De 200 secunde. Ne îmbătăm ca să avem, să avem bună dispoziție. Nu, eu glumesc când zic ne îmbătăm. Așa, un pic ușor. Chiar ne-a fost doar. Așa, că acela e tău, așa, da. Am eu mai lung, știi? Îmi place mai lunguț. Așa, un piculeț de a priori wine. Pentru că astăzi avem foarte... Ia filmează, sfatul meu, că nu stăm așa, ia ca așa. Da. A priori oameni, pentru că ne ești drag, hai, sănătate, bucurie, bem pentru două evenimente frumoase din viața voastră. Pentru hora de sărbătoare, și dă să tăcă în mijloc. Da, te rog, mă gândeam și eu. Te-ați emoționat, încă de aceea să mă umezesc, așa. Prima, pentru hora de sărbătoare, un nou hit marca Acord și al doilea eveniment frumos. Vreau să vă zic, n-am cumpărat încă bilete, dar aștept, poate ne dau o pomănic cineva dintre ei, că iubesc un concert de zile mari! Hai, pașii, bucurii! Apoi da, un concert de zile mari în două zile diferite! Exact. Așa, hai, eu am stau aici, băieți, alintați-mă! Eu sunt frumoasă? Ești frumoasă. Ești tânără. Numai nu zic și virgină. Când ați cea, zic că amăjim poporul cu televizorul. Ești în forță, într-adevăr. Ești, noi suntem lângă tine. Ne bucurăm că am venit. Să știi că ne-a fost dor de tine și mai ales că avem acest important mesaj. Da, sunt. Cred că e doar mai tare sunt. E doar din partea. Bun, băieț, hai, dă. Dar nu, că, sincer, eu mă înșerbunând. Nu mă aduc când îți devenite vreme, mă aduc când îți tânără. Deci, dă-mi fotoi. Așa. Băieți, din câte știi eu, n-ați venit cu mâna goală, ce sărbătoare, hora de sărbătoare, un nou hit. Da, este o piesă nouă pe care am lansat-o recent, câteva zile și deja se bucur de succes. Este o piesă mai specială pentru noi, cred eu, pentru că are așa un provocare, într-adevăr. Pop-rock, folk. Așa? Da, și este o piesă
cu multă mult dragoste. Patriotism, mult patriotism, multă dragoste față de, de țara noastră, de moldoveni și ambalată în sărbătoare. Așa cum da, este. Dar noi, moldovenii, așa, iubim sărbătorile. Asta, da, asta, asta e cartea noastră de viză. Dar dacă nu avem sărbătoare, o inventăm ca să sărbătorim. Cu siguranță, la toate nunțele, cu mătrile, zile de naștere, divorțurile mai nou, așa e hora de sărbătoare. Da, că și divorțul este o sărbătoare de amă. Și divorțul în ziua de azi este o sărbătoare. Nu vezi cum o sărbătoresc? Fac petreceri. Fac, te referi? La ce te referi? La... Nu înțeleg la ce. Că cineva din America. Da. Din America, nu, din America. Bun, ia să lăsăm noi divorțurile, când da, vorba și ea. Da. Eu nu sunt divorțată. Corect. Când mă divorța, am să vă anunț. Corect. Numai dacă îmi spuneți că da, păi eu mă divorțez, dar dacă nu, nu mă divorțez. Eu cred că tu să nu fi avut așa un bărbat ca Iura, tu aveai de mult să fii divorțată. Da. Că tare, îți place bușorul. Aur, aur, aur cu diamante. Aur bet. Cine v-a inspirat voi pentru această melodie nouă și cine a scris textul, deja e clar, cred că nu trebuie. Nu trebuie de mai spus. Deci piesa am scris-o împreună, noi toți trei, Eduard, eu și Iurie. Este Iurie piesă... fiind producătorul, da, poate, păi, cei care nu știu, da, și Iurie, Badicu, Iurie, că nu-i producătorul formației Acord. Exact, da. A, da, și tu ești, ai un Iurie, exact. Și textul este scris de Iurie Badicu. Am scris această piesă, apropo, am scris-o, eram într-un turneu. Eram unde într-un turneu, undeva în Europa, nu mi-aduc aminte exact. Da, și o să recunoaștem tot cu o băutură bună în față, la masă. Nu erau instrumentele lângă noi, dar furculițele, erau ritmul. Și iată așa s-a scris ca, ca moldoveni. Iată așa se nasc hiturile cu furculițele, cu lingura, cu polonicul. Exact. Eu am ascultat piesa, dar trebuie să recunosc, înainte de a apărea în mediul online, pe YouTube, pe Instagram, pe TikTok, și trebuie să recunosc că e ca zburda cineva în mine, drăgușorii care, pentru că fiecare om are sau nu are, dar are drăgușori la care umblă-te. Sigur că da. Eu umblă că îmi place. Voi umblați la drăgușorii voștri sau nu prea? Când scrim cântice. Dar cine are mai mulți drăgușori din... Din... Dar tu cum crezi? Eu totuși cred că tu. Eu? E normal, la poziția asta. Hei, că-s dragi am eu, Eduard, copil mic pe lângă mine. Așa să fie. Așa, așa să fie. Cu siguranță, băieți, eu înțeleg foarte bine că anul ăsta câte melodii ați scos? Chiar nu le-am numărat. Cred că sunt câteva, trei. Trei? Trei, patru, da. Ploaia, casa... A, ploaia, casa, patru. Patru, patru melodii. Patru, patru, tocmai melodii, de aia. Exact, patru, patru melodii, toate cu siguranță deosebite. Dar anul ăsta este ceva deosebit. Și vrem așa să este, trecem foarte repede la următorul eveniment care da, o să se întâmple foarte, foarte curând. Tocmai, aia, ca, aia, ca, aia, ca, aia, ca, aia, ca, la început de decembrie. Despre ce... Știu că pregătirile sunt toi, Doamne ferește, emoții, regii, stânga, dreapta, halat, costume, și ce-a să fie? Da, o să fie două concerte, solo, Acord, la Palatul Național, 2 și 3 decembrie. Notați-vă, vă rog frumos, 2 și 3 decembrie. Avem emoții frumoase, pregătim două seri frumoase de muzică. Regizoarea concertului, Ala Donțu, a zis că, băieți, vrem să vă vedem pe voi în scenă, voi... Și bandul. Voi și doar voi. Da, noi și doar noi, pentru că multă lume ne întreabă dacă va mai fi cineva. Este un concert, sunt două concerte solo, Acord, cu muzica, emoția și prezența noastră. La solicitarea voastră a publicului am ales să facem două zile de concert ca să reușim toți. Și Soroca, Drochia, Sudul, Centru, să ne distrăm împreună. Și apropo, vrem să vă simțiți, dragilor, nu ca la un spectacol, dar ca la o sărbătoare, cum este și premiera noastră, hora de sărbătoare. Să dansăm și să nu stăm pe scaune. Asta ne dorim. Acum o să dau un mic secret din casă, chiar dacă băieții nu mi-au zis. De ce două zile? Pentru că în prima zi, din câte ne-o ciripit cineva, aproape toate biletele s-au vândut. Așa pentru este. Că, nu, scuzați-mă, dar... scuzați-mă, dar vara asta, o vorba română, o da, dalbităță, acum... moldovanu, cine-i soarele? Eu tău... pentru melodia asta azi, vin și în prima zi, și în a doua, și în a treia, da, dacă zici. Dar vreau acum să închizi ochii, să pui paharul jos. Vrei să mă sărut? Da, vreau să... Avem o surpriză pentru tine. Stai, că închid ochii, stai. Închide ochii. Ui, gata, eu cam știu da, și știu, da, știu. Am închis caz gura? E doar de-o căzut o pană. Am închis ochii. Da, caz gura sau nu? Cască gura. Eu cred așa, că sunt capul. Ești cu ochii închiși? Da. Pune mâinile pe ochelari, așa. Ochii închiși? Da, ochii închiși. Așa. Da.
Dă-i smiroase. Abscați gura sau nu? Dă-i smiroase și să miroase. Ce e asta? Ce miroase? A ce miroase aici? Unde? Aici ce miroase? A parfum de asta, de asta da. Sexy. Așa, da, așa. A hârtii. Gata, dă mâinile jos. Așa. Ți-am adus invitații la concert pe data de 2 decembrie, ca să nu zici că nu mai sunt bilete. Doamne Dumnezeu! Stați-mă, dă-i Dumnezeu! Sănătate, bucurie, mergine, eu că m-am rugat și am spus lui eu, da, mai luăm bilete! Nu, când n-am primit pensia! Uite, pentru tine, pentru Iura și un bilet pentru cine crezi că merită. Ia uitați, aici e biletul pentru mine, locul 39 și locul 69. Îmi place 69, locul 69 e meu. Da, două pentru cine? Pentru Iura? Pentru Iura. Pentru Iura, Iura și a treia, măi. Adam. A treia, stai, că așa l-a s-o dus cu vaca, nu e așa, l-alt a murit Dumnezeu. Măi, știi cine sunt eu? Cine? Pe vecina mea, Lilia de la Negurie, Lili, hei! Mi la capital, la Chișinău, la concertul lui Acor. Vă așteptăm, bănesc că este fana noastră. Da, e fan la Negurie, vă și furort, vă și da, e din iarba și e, Doamne. Așa da, că vă așteptăm. Să vă prindu eu mâinile. Ca să știi și publicul, noi de fapt toate biletele dăm cu parfum. Da. Toate biletele care se vând, dar la voi miroase a sex la sunt bilete parfumate. Da, un parfum. Bilete parfumate, așa că dragii mei urmăritori, cu siguranță formația Acord de mult și-au pus amprenta în inimioara voastră. Un locușor aparte este prin toate melodiile pe care le fac ei, dar mult special din punctul meu de vedere. Cine-i soarele tău, dă voie să fim eu? Loc mai vesel. Apropo, vrem să vă întrebăm un lucru tare important. Da. Vrem în premieră, dacă tot mi-ați dat bilet, eu vreau să mă ocup de voi. Serios? Da. Ați ne primiți la una din repetiții ca să filmăm momentul de pregătire. Da. Ce o să zică drag. Ala, ce o să facă domnul Iurie? Da. Nastea, și vrei și tu bilet? Ia du-te! Anastasia! Mai ales... La repetiții, nu mai ca, vezi vecinile astea, cum văd că e primit ceva, dă-mi dă-i și ea, nu? Că, da, mai ales că știm că îi place și îi foarte mult. Așa că, dragii mei telespectatori, ca să vă intrigăm și mai mult, vreau să vă zic că în una din zile echipa noastră o să meargă într-o zi la repetiții. Să vedeți cum Igoraș și Eduard își încălzesc coadele vocale, cum fac gimnastică. Da, da, o să aveți vreun ritual înainte de concert? Pentru că 20 de flotări. 20 de flotări. Nu, asta a fost o glumă. Aici da. Noi nu glumim, da. Deci da. Emisiunea da. E foarte serioasă. Dacă este, dar știți că unii artiști, alții bagă busuioc în lifcic, alta cu praf magic, da. Alta nu, din nu spau două este, săptămâni. Este, de fapt, un ritual mai nou la noi. Ne izolăm. Ne izolăm ne izolăm în bunker. În izolator? De... 13. Înainte de concert, stai în izolatorul 13. Două zile. Că scoci. Cu scoci. Nu cred! Noi ați filmat momentul cu izolarea lor. În izolator. Mă, da. Nu, băieți, două secunde. Eu trebuie să recunosc. Dați să fac un compliment. A fost bun. Iată, vin foarte mulți artiști aici pe canapea. Știi, unii te simți bine, da. Cu alții te simți perfect și improvizația curge altfel. Da. Iată că voi tot timpul că sunteți pe canapeaua mea, eu nu știu... Da. Și adevărul este că și noi unde ne ducem, toți ne întreabă de tine. Probabil că lumea crede că noi trăim toți într-o casă. Deci, nu trăiesc într-un pat, nici cu Igor, nici cu Eduard. Deși mi-aș dori foarte mult cruci ajută, Doamne ajută. Dar încă nu, am încercat. Și așa, nu-ți prinde, nu-ți logește. Da, să revenim la concert. Deci da, ritualurile. Ritualurile sunt simple. Înainte de concert este foarte important să te... Dar și tu știi cel mai bine asta. Este cel mai important să te aduni, să te concentrezi, să fii zen. Când zic zen, asta... Dar experiența ne-a arătat că emoțiile astea înainte sunt atât de incontrolabile. Deci se întâmplă cu tine niște chestii atât de stranii, parcă ai impresia că intri într-o emisferă, într-o, nu știu... Și revii înapoi. Da, dar imediat... acolo, nu mai revii înapoi pentru că ieși în scenă. Pentru că vezi oamenii și atunci când ieși în fața publicului, se întâmplă o magie. Se întâmplă o magie și de fiecare dată m-am convins că cel mai puternic leac sau cel mai puternic tratament este emoția publicului. Foarte. Nimic nu te poate ajuta mai mult. În orice spectacol, de pe scenă și aici unde stă publicul, este o conexiune, o chimie. Sigur, da. Voi dați... Și ei primesc și ei la fel dau ca voi să vă încărcați să dau mai departe. Acum întrebarea numărul 1, nu știu a câta. Deci ați vă îmbrăcați, că eu știu că voi deosebit de frumos întotdeauna apăreți. Cu stiumi, cu bliostchi, cu cine să vă îmbrașe? Păi acum lucrăm la niște ținute, sigur că pregătim ținute noi, îți dai seama.
Sper că nu de la stilistul lui Filip Kirkorov, ca să vă văd în balerini pe amândouă. Nu, avem stilista noastră. Cine este? Are grijă de noi. Este o doamnă, este doamna Mariana, pe care o salutăm. Doamna Mariana, vă salutăm, da, așa. Da, pe care ne privește. Îmbrăcați foarte bine astăzi, da, băieții. Da. Și cu echipa sa are grijă de noi. Să, o să aibă grijă noi să fim frumoși. Am ales, zic eu așa. Câte nareaduri? Ca nașterea din Moldova? La prima masă, la a doua masă, la a treia masă, la dezbrăcat în miriasă? Cred că în funcție de, îți dai seama că avem câteva ieșiri în scenă. În funcție de ieșire se schimbă și ținuta. Sunt două, trei, nu mai mult, da? Maxim. Maxim trei. Maxim, dar cred că două, dar poate trei, da, vedem. Pentru noi ce mult contează altceva. Sigur că ținutele au efectul lor, sigur că este foarte important programul muzical, pentru că ne dorim cel mai mult în acest concert să aducem ceva nou. Când zic nou, mă refer la piesele pe care lumea le-a iubit, să le îmbogățim, să le înfrumusețăm, hai să zic așa, cu sunări mai interesante, da? Asta ne dorim și tare vreau la concert, pe data de 2, să fie o piesă în care tu să te ridici în picioare și să vii mai aproape de scenă, ori poate în scenă și să dansezi cu noi. Eu? Da. Eu, Dora. Exact. Vin. Da, așa. Cât plătiți? Nu, dacă nu. Voi o să mă auziți. Da. Știți că când a să răcnească cineva până să-i chije matăcica la cânt cu cine-i soarele, așa știu eu. Gata. Să știți asta. Am înțeles. Pentru acum, asta trebuie să bem. De să bem pentru aceasta. Eu vă doresc succes, băieți, dar stați că nu vă duci nicăieri. Nu, să bem pentru ce ai zis tu. Nu, așa. Pentru acum, căderea... Cu siguranță voi ați mai avut concerte. Un moment din ăsta neprevăzut. Care cumva ui, ce s-a întâmplat? Da, stai. Din culise, știi? Că da. S-a întâmplat ceva, că s-a rupt, de exemplu. Eu am avut o nuntă, de exemplu, și nu știu ce... Bun, și am făcut un pas mai mare decât trebuie. Atent, că mă tochiesc. Și am făcut un pas mai mare și s-a rupt rochia exact la televizor. Opa! Înțelegi? Păi nu știu, te duci aminte ceva am mai... Am avut chiar recent, dar este o tradiție deja la noi, se stinge lumina în toiul concertului. Da, și în concerte mari a fost chestia asta și nu s-a mai aprins, asta e problema. Adică publicul era în punct culminant. Băieți, lăsați-mă două secunde, vreți să spuneți așa? Repetați-vă pe mine în gândul vostru. Doamne Dumnezeule, să nu se stângă lumina, sub nicio formă. Noi ne străduim, ne concentrăm, Iisus Hristos, stăți sfinții, țineți cu noi și cu publicul nostru care ne iubește. Este, gata. Amin. E ca să vedeți, dacă stâng lunina amu, înseamnă că eu sunt nebună. Eu cred că din eu sunt mie credincioasă. Wow. Da, îmi place, mă plec să mă rog. Da, nu știu ce să faci. Nu, am avut câteva situații genul ăsta, de ele sunt atât de imprevizibile. Mi-aduc aminte, eram la Căușeni. Era ziua orașului. Este 5.000 de oameni. Da, și paradoxul cel mai mare că... La un moment dat era o resetare de curent, de rețea pe oraș, ceva. Și bine că era și ora 12, mi se pare. Așa? Da. Și am finalizat piesa și s-a stins lumina. Dar bine că s-a stins. Exact, s-a stins la finalul piesei, da. Așa că, dragii mei telespectatori, cu siguranță, acești băieți frumoși, talentați, însurați sau nu? Nu știm. Vă invită pe 2 și 3 decembrie. Eu am știu că am bilețel. Eu o să mă duc cu Iruț și ați vă văd pe Jiu. Știi că în sfârșit vă văd pe Jiu. Cu siguranță o să fie sărbătoare 2 zile consecutiv. De ce asta? Pentru că în prima zi pe 2 au rămas doar vreo câteva bilețele. Da, așa înseamnă. printre cele mai norocoase. Dar chiar locul 69. Îmi place, da, e bun. El o să fie amenajat special pentru tine. O să fie cineva lângă. Are o zonă specială. Eu deja am făcut un apel pentru telespectatori. Am să vă rog și pe fiecare din voi să faceți un apel pentru banii voștri. Tu ai să stai pe locul tău. Să-ți povestesc cum ai să stai tu pe scaun. Toată lumea o să stea așa, dar tu ai să stai pe scaun invers. Cu picioarele în sus. Păi așa e scaun. Nu-ți mai trebuie mult și tineretul din ziua de azi. Și curagat. Așa e scaun. Nu, dar știi care e pericolul? Lumea zvii și n-ați uit la concert. Ați băgat de mine cum doar ați tău capul jos. Eu cu capul jos la scaunul 69. Bun, haideți să faceți un apel pentru cei care ne urmăresc. Serios? Absolut serios. Noi, de fapt, în viața asta suntem băieți foarte serioși. Oamenii care ne cunosc și ne știu acest lucru. Și prin asta cred eu că ne apreciază. Și prin seriozitatea și responsabilitatea noastră ca și oameni și artiști.
primul rând vrem să vă spunem că avem emoții foarte mari pentru aceste două seri. Vă dați seama, este cumva un examen pentru publicul nostru, în fața publicului nostru. De aceea vă așteptăm pe toți. Vă așteptăm de la mic la mare. O să fie foarte frumos. Noi o să venim cu foarte multă emoție pentru voi. De aceea veniți să ne bucurăm împreună. Așa, foarte frumos. Acum, eu acum sunt cu tine. El a făcut o invitație foarte frumoasă, brava, dar tu vorba și ea ștergi din asta. Dar știi cum? Fix asta, dragilor, vă așteptăm la concert pe 2, pe 3 decembrie, o să fie sărbătoare, dar cântând, cum vrei tu? Poți? Ia să încercăm. Nu, inventează acum melodia, inventează acum... Dacă vrei, eu când din... Înțelegi? Hai să încercăm. Tășiați, ne concentrăm. Cine vine la concert, n-o să vă mai cert. Altă rimă nu mai am, amur. Bravo, ați văzut! Cine vine la concert, n-ați vă mai cert niciodată. Cu siguranță pe bravo, doi Eduard, și bravo, pe trei. Bravo, ați văzut ce frumos. Improvizație frumoasă. Ne vedem acolo la Palat. Frumos. Da. Vă da, pup și acum, dacă tot am venit cu premieră, dar vorbim mai mult despre concert, apă și da, să ascultăm și această melodie. Cu siguranță o să deschidem concertul cu această melodie sau nu? Poate să o închidem. Probabil poate... o să-l închidem. Mm-hmm. Da, eu da, mă deschid. Da. Dragilor, în această seară, alături de mine, îl salutăm și pe Iurie Badicu, producătorul acestor flăcăi frumoși, talentați, deosebiți și cu o inimă mare, mare, mare și care au adus soarele tot sezonul călduros. Apoi azi aduc sărbătoare. Pe 2 și pe 3 decembrie ne vedem la Palat. Hai să vă așteptăm. Lăsați problemele acasă. Da, o să fie frumos. Stați aproape. Revenim după publicitate. Dragii mei telespectatori, iaca, astăzi o să vă sperii Baba Dora cu ocazia Halloween-ului care este sărbătorit de toți noi cei care credem în Halloween, așa că vreau să vă doresc din toată inima ca bostanii din viața voastră să fie gustoși, aromatizați și chiar deosebiți. Iar plășintele cu bostan, toată lumea să le iubească în afară de mine. Nu știți, fac așa, nu prea-mi place. Hai, gata, azi e ziua mea, adică e ziua ta, eu am să zic la mulți ani. Și o să începem cu cine? Vreau să vă zic în primul rând că da, astăzi 28 octombrie este omagiată Ina Cărare, care împlinește frumoasa vârstă de 31 de ani. Îi dorim realizări remarcabile și o viață liniștită și frumoasă alături de cei dragi. La mulți ani și din partea mea, dragoste și cărarea ta să fie tot timpul una netedă, fără grochi și fără nică, așa, tu m-ai înțeles. Mergem mai departe, la mulți ani îi spunem și lui Vasile Druga, care își marchează cea de 40-a aniversare în Germania. Handhook, asta nu mai știu, mama îi transmite că îl iubește enorm de mult și că este cel mai scump și cel mai iubit fecior, ca orice mamă, pentru mama nu contează copilul câți ani are, el este copilașul lui mama. Așa copilaș, așa m-aș jucam și el cu dânsul o lecție cu fotbol, gol și eu goală, tăiat, hei, la mulți ani, sănătate, bucurii, fericiri. Când ați venit în Germania, ai grijă să mă servești cu obieri rece. Mergem mai departe, felicitări transmitem și Galinei Gorgan. La cei 63 de ani împliniți, îi dorim să aibă parte de sănătate, pentru că asta e cel mai important, sănătate. Fericire, dar fericirea cine o aduce și oameni buni? Normal că oamenii dragi și familia și armonie în familie. La mulți ani și din partea mea, sănătate. E la Veneția, că din Germania în Veneția. Hai să vedem următorul omagiat, oare în ce țară se află. Mergem mai departe. Astăzi este zi de sărbătoare și în casa Anei Jurat. Soțul Iurie o felicită călduros cu acest prilej și îi dorește tot binele din lume. Fericire și îi transmite că o iubește
la nesfârșit. Dragoste și din partea mea, mult noroc și multă, multă fericire. Sincere felicitări transmitem și familiei Romașcu, care împlinește 17 ani de căsnicie. La nunta de ametist, soții Romașcu se pot mândri cu rodul iubirii lor. Cei trei copii le dorim să aibă parte în continuare de o căsnicie fericită, dragoste, la nesfârșit și în casa voastră, în familia voastră, să domine respectul și, bineînțeles, armonia. Mergem mai departe, da. Și vreau în primul rând să le mulțumesc pentru bucătăria noastră celor de la K-Mob, pentru că următorii omagiați este o sărbătoare, dragilor, triplă în familia Grapin. David Grapin face 7 anișori. Bunicul Valentin Grapin sărbătorește 55 de ani. Și tot Valentin, împreună cu soția Viorica Grapin, aniversează 32 de ani de căsnicie. La mulți ani vă doresc multă dragoste, realizări frumoase și faceți cât mai multe familii fericite cu cele mai deosebite bucătării K-Mob. Vă pup și vă iubesc. Mergem mai departe. Dragilor, ce pot să vă zic eu acum? Vreau să vă zic că săptămâna viitoare, sâmbăta viitoare, tocmai 4 noiembrie, în Coreac și vine iarna, scurge timpul, scurg ani. Și am ușa să ne mănânci și pământul, nu știți ce facem, dar până atunci nu uitați să fiți fericiți. Da, bineînțeles, acordul scânti pentru voi, sigur, sigur. Însă vreau să vă zic, dragilor, după cum bine știți, că domeniul frumuseții este un business întotdeauna de succes, mai ales în Republica Moldova. De ce zic asta? Pentru că noi, femeile, întotdeauna azvârlim un pumn de bani pentru coafiură, pentru unghiuță, manicuruță, pedicuruță, genuță, buzășoară, asta. Și da, vreau să vă zic că acest domeniu este în plină creștere. Iar vreau să vă zic că împreună cu echipa Microinvest a luat naștere un proiect frumos, pentru că Microinvest a susținut financiar această doamnă ca să-și deschidă și de fapt să-și îndeplinească visul în domeniul beauty. Haideți să vedem despre ce este vorba. După aceasta, formația Acord, o scânti pentru voi toți. Din pasiune pentru domeniul beauty, tânăra antreprenoare Victoria Codreanu a deschis acum un an propriul salon de înfrumusețare. De start am testat un aparat corporal care mult mi-a plăcut și în genere ideea a fost de a fonda doar un cabinet cu acest aparat. Apoi pe parcurs deja am decis totuși să-l fac nu mono, dar să mai adaug și manicură și pedicură. Mi-a plăcut industria beauty, adică am început să-l cunosc și am mers cu pași mai mari. Și așa am deschis salonul și misiunea mea e de a face lumea înconjurătoare mai frumoasă. Salonul dispune de o gamă largă de servicii de înfrumusețare și aparate de ultima generație. Noi prestăm servicii de manicură, pedicură, aparat corporal endosferă și laser. Cel mai mult ne mândrim cu aparatul endosferă. El în 2022 a luat locul întâi la expoziția de spa și beauty. Adică e un aparat care scoate retenția de apă și edemul și pornește sistemul limfatic, cu aceasta femeile slăbesc. Atmosfera în salon este foarte plăcută, caldă, avem meșteri cu bogată experiență. Pentru noi e prioritar ca clienții să se întoarcă și noi să oferim serviciile de maxim calitate. Și apropo, avem o cafeluță cea mai bună din oraș. Ca să-și dezvolte afacerea, Victoria a apelat la compania de creditare Microinvest, cu care astăzi activează și în parteneriat. Astfel, clienții salonului pot beneficia de servicii de înfrumusețare în rate sau credit prin intermediul Microinvest. Acum salonul și colaborează cu Microinvest și clientele noastre care nu pot achita la moment pachetele promoționale pot apela la compania Microinvest de a le lua în rate sau în credit. Apreciem Microinvestul pentru flexibilitate, pentru siguranță, pentru rapiditate și fără multe acte
și birocrație. Microinvest oferă credite pentru afaceri de până la 3.500.000 de lei fără gaj, cu abordare individuală și pachet minim de documente. Este unica companie pe piața financiară din Republica Moldova care aderă la principiile internaționale de protecție a clienților, gata să ofere un spectru larg de produse financiare în condiții sigure și avantajoase. Microinvest, de 20 de ani, alături de oamenii harnici. Cu floare la pălărie, joc cu cine-mi place mie. Cingătoare, joc ora de sărbătoare. Asta e cora horelor, ora moldovenilor. Să jucăm pe-a noastră patră, ora cea de altă dată. Fie viața cum o fi, știe fi care neamul nostru va trăi de mânci în picioare. Fie viața cum o fi în lumea asta mare, am jucat și vom juca. Hora, hora, hora de sărbătoare. Mândrele mă așteaptă toate, toate să fie jucate. Asta-i cora horelor, ora moldovenilor. Să jucăm pe-a noastră vatră, ora cea de gata, bravo, mulțumesc, doamne, și sărbătoare. Mergem la bucătărie, acolo să gustăm din cel mai gustos dovleac făcut de biel ianieu. Doamne, câtă sărbătoare! Faceți loc, faceți loc, că vine tam cu vorba aceea. Gata, dragii mei telespectatori, suntem la finalul acestei ediții frumoase, deosebite. Umorist și pe alocuri, aș spune chiar, și foarte gustoase. Iar pentru tot ce înseamnă foarte gustos, îi mulțumim lui Bielui. Băieți, vreau să vă zic că astăzi, Bielui, o gătit. Ce-i gătit, Belunișca? Ia spune la mami, uite. Spune-ți. Noi aici avem supă de dovleac, nimic prăjit, doar fiert, așa, foarte sănătos. Și inimioare, iau, uite, vezi, inimioare. Da, special pentru voi.
ce care sunteți la noi. Bostan de mult n-am mâncat. Da, da, în da. În bucătărie. Și cu înghețată, sfârșit, da? Da, cu înghețată. Este un desert care se servește cald și în combinație cu înghețată rece. Cu siguranță este ceva deosebit. Băieți, înainte de concert, voi mâncați ceva, Eduard? De fapt, se recomandă câteva ore înainte de concert să nu mănânci. Da, așa că noi ne străduim să nu mâncăm, pentru că dacă vii cu burta plină... Dar nici nu prea poți mânca emoții, nu intră nimic. Apropo, care da, și unde iasă concert, o pache din ziua? O gălușică! Nu, da, eu când gândesc, băieți, spune-mi, e tata, că nu te aștept! Nu ți-ai mâncat? Noi că mai... Din experiența noastră artistică, două, trei, poate chiar o săptămână... Nu, nu, fata și e mai tare când ești la un eveniment și când... Sau chiar zici ceva și dați vreo canul cu apă și îți dau apă minerală cu gază. Și tu iei o canul cu apă și când vine cântat. Așa că, dragii mei, telespectatori, vă mulțumesc tare mult. Mulțumesc Acord pentru prezența voastră frumoasă și deosebită, că de fiecare dată din paharul ăsta nu e încercat, nici aici nu e încercat, sunt ale voastre. Ne vedem săptămâna viitoare. Nu uitați, pe 2 și 3 decembrie ne vedem la Palat cu un concert extraordinar de frumos a formației Belăi o să ne pregătească Acord, iar Belăi o să ne facă ceva foarte gustos. Hai să gustăm ce-o gătit Belăi, pentru că... Așa, ia să vedem aici. Așa, da. Serios? Așa e de bun? Așa că, dragilor, nu uitați, ne vedem mâine la ora 8 la Agricul. Până atunci vreau să mulțumesc tare mult partenerilor noștri dragi. Fără foarte parteneri, bun. Foarte, bun. Foarte bun. Mulțumesc în primul rând cei mai longevivi, de când e Dora, de atunci A Priori Wine. Mulțumim tare mult Microinvest, mulțumim tare, tare mult că aveți grijă de oamenii talentați, oamenii harnici de acasă, de Republica Moldova, și îi susțineți cu împrumuturi. Așa că voi, băieți, mulțumim că ne împleți inima. Dar bostanul totuși e bun. Da, totuși e bun, nu? Noi totuși ne-am oprit la bostan. La mulți ani. Gata, pup, sănătate, bucurie, fericire și la tăti echipa. Mulțumim, bada proste, de să gustăm și dulcele. Hai. În combinație cu înghețat. Așa, facem așa, rup din inima ta Belii și din morojna tot a ta și din lăsărită. Și sănătul. Serios? Nică, dar nu-mi place bostanul. Microinvest. Credite pentru oameni harnici. Vinul put vine în doze mici. A Priori.